Bună, dragi prieteni și abonați ai canalului De Toate pentru voi! Azi vreau să vă arăt o parte din cumpărăturile pe care le-am făcut noi. Acestea sunt cumpărate de la Lidl și am să încep cu această pizza, 350 de grame, are 3 bucăți. Nouă ne place foarte mult, este pizza deliciosa cu salam, foarte bună. Avem aici înghețată la cornet, are 6 bucăți, este cu mango și fructul pasiunii la 9,99 lei. Mie îmi place foarte, foarte mult. Îmi place că acest coșuleț care îl are înghețata nu este din acela ce se topește foarte rapid și scurge pe mână, da? Am uitat să zic, pizza aceasta a costat 15,99 lei. Am mai luat această înghețată cu fructul dragonului. Sunt curioasă dacă o să ne placă. Are 8 bucăți la prețul tot de 9,99 lei. Este pe băț și este mai micuță decât înghețata de la cornet. O sticlă cu suc Coca-Cola la 2,5 litri la prețul de 6,09 lei. Nouă ne place să consumăm suc cola cu puțină bere, fără alcool, noi. O să vă arăt de care am luat. Acum aici am o cutie de margarină la 1 kg de la Vitador, 20% grăsime și a costat 3,19 lei. Acest creminos cu unt, 60% grăsime, 200 de grame și a costat 2,59 lei. Am luat niște roșii, 7 bucăți, da, mie îmi place să iau așa, 7, cifra 7, îmi place mie mult. Au costat, stați să văd, 3,51 lei. Mai am aici niște morcovi pentru ciorbiță, carne tocată porc vită, 500 de grame. Și a costat 12,99 lei. Am luat această halva din semințe de susan cu aromă de vanilie la 250 de grame, care mie îmi place extrem de mult. Într-adevăr, ca și consistență, în momentul în care vrei să o tai, este puțin ațoasă așa, dar e foarte delicioasă și a costat 6,19 lei. Acest lapte de 3,5% grăsime îmi place să-l cumpăr pentru ciuperca noastră tibetană. Doar cu acest lapte îmi place mie cum se face chefirul. Are un litru, 1,5 litri și să vedem, nu mai știu acum din cap exact cât a costat, 6,29 lei. Am mai luat și așa la 1,5% grăsime lapte, tot 1,5 litri și acesta a costat 5,79 lei. Mai am aici o sticlă de ulei de măsline Filippo Berio, 500 ml. Eu folosesc destul de des ulei de măsline. Acum să mă uit să vă spun cât a costat. Am aici, așa cum v-am spus, că o să vă arăt, am cumpărat această bere, Bergambir, fără alcool. Da? Și berea a fost bucata 2,69 lei. Am în două, 5,38 lei. Mai am aici o cutie de amidon de porumb, 400 de grame. Și aceasta, țin minte că mi s-a părut mai rentabilă decât la Kaufland. Acum să mă uit un pic să vă zic și prețul.
A costat 2,99 lei și țin minte când am cumpărat alte date de la Kaufland, la 250 de grame a fost 3,50 lei. Acum să văd dacă o să-mi placă. Este prima dată când cumpăr de acest tip. Am mai luat aceste roșii pasate la 500 de grame. Mie îmi place foarte mult, mai ales când fac pizza. Fac acel sosuleț cu busuioc sau când fac macaroane, spaghete. Îmi place foarte mult. 1,99 lei. Pare că este chiar ok prețul și merită. Am mai luat de asemenea, n-am luat, vreau să zic, de mult, de mult timp, chipsuri Pringles. Nouă ne plac foarte mult, dar într-adevăr prețurile sunt un pic piperate. Cutia este 8 lei și 75 de bănuți. Acesta este cu sos de smântână și ceapă, iar acesta cu barbecue. Iar ca și gramaj, 165 de grame. Nouă ne plac. Dacă nu ați încercat, chiar merită să le încercați. Și ce am mai luat? Tot ceva nou. Nu am mai încercat până acum. Eu, de fiecare dată când văd ceva cu lămâie, cu ghimbir sau mentă, lavandă, de obicei îmi place să le încerc. Chiar dacă le cumpăr pentru prima dată, sunt curioasă ce gust are, iar când va fi cazul de produse terminate, vă voi spune cum a fost. Sunt sigură, în orice caz, că este delicioasă. Ca și gramaj, are 125 de grame, iar prețul acestei ciocolate a fost de 5,99 lei de bănuți. Cam acestea sunt produsele pe care le-am achiziționat astăzi din magazinul Lidl. Acum, pe cele pe care le-am luat pentru prima dată, sper să fiu mulțumită de ele. Dacă nu, pe viitor nu le vom mai cumpăra. Ne vedem data viitoare. Pa, pa, prieteni!